Despre sancțiunile americane și reacțiile celor vizați, dar și despre acțiunile guvernării în perioada imediat următoare, discutăm cu vicepreședintele Parlamentului, domnul Mihai Popșoi. Bună seara și bine ați venit în studioul nostru. Bună seara, bine v-am găsit. În Republica Moldova sunt bine cunoscute deja faptele descrise în raportul prezentat de Ministerul de Finanțe al Statelor Unite. Și aici mă refer la acțiuni legate de corupție sistemică, interferență în alegerile din Republica Moldova susținută de Kremlin din partea domnilor Plahotniuc și Șor. În ultimii ani pe această temă au apărut și multe articole în presă. Atunci, de ce este atât de important anume acest document? Acest document și consecințele acestei decizii, impunerea sancțiunilor nominale asupra celor enumerați și a entităților juridice, cum e Partidul Șor, vor avea consecințe directe, ori nicio entitate juridică, în special bănci, dar și alte companii, instituții, care au relații de afaceri sau utilizează bunăoară dolari americani sau au relații de afaceri cu companii sau bănci americane, nu vor putea intra în relații și nu vor continua relațiile economice sau juridice cu aceste entități. De altfel, cei sancționați devin intangibili pentru sistemul financiar, sistemul de drept, așa încât ei le va veni mult mai greu să valorifice acele resurse furate de la cetățenii Republicii Moldova și poate acest mesaj ajunge și la exponenții din sistemul de justiție din Republica Moldova, care vedem că tărăganează de o vreme îndelungată. Credeți că va contribui cumva la o finalitate mult mai rapidă? Ca și cetățean, mi-aș dori cu siguranță, fiecare cetățean din Republica Moldova își dorește ca în țara noastră să existe o justiție echitabilă și responsabilă în fața legii să fie oricare cetățean, de la vlădică la opincă. Ori, din păcate, vedem că unele dosare sunt tărăganate, iar acest mesaj puternic din partea autorităților Statelor Unite, pe lângă imboldul pe care îl dau proceselor de la noi, mai cu seamă creează contextul internațional favorabil pentru ca acești oameni, acești fugari, să nu se mai simtă în largul lor acolo unde sunt și să nu mai poată cheltui nestingherit acele resurse pe care le-au furat de la poporul Republicii Moldova, sărăcindu-l astfel, iar acum vedem unii au tupeul, cinismul de a folosi sărăcia oamenilor pe care tot ei au cauzat-o în mare parte pentru a destabiliza situația din Republica Moldova. Ce a motivat autoritățile Statelor Unite ale Americii să adopte această decizie? Anume în această perioadă. Nu știu ce exact i-ar fi putut motiva anume în această perioadă. Vă pot spune că, în general, această decizie este ghidată de statul de drept. Statele Unite, procesul decizional în Statele Unite durează o perioadă mai îndelungată, dar până la urmă se iau deciziile în conformitate cu statul de drept. Iar noi, Republica Moldova, a făcut demersurile necesare pentru ca acești indivizi să ajungă să fie sancționați și suntem recunoscători că partenerii noștri din Statele Unite ne-au auzit și acum aceste entități, fie că e vorba de Partidul Șor sau aceste persoane fizice, Plahotniuc, Ilan Șor și alții, agentul FSB Gudilin, care au prestat servicii de consultanță fostul președinte Dodon sau Partidul Socialiștilor și l-am văzut că era apropiat și actualului primar, probabil a prestat servicii și domniei sale. Vedem că apare denumirea partidului său în acest raport de sancțiuni. Aceste mesaje sunt extrem de importante pentru democrația firavă din Republica Moldova, care vedem că acum unii încearcă să o destabilizeze, să deturneze bunul curs a lucrurilor, având în vedere că avem statutul de țară candidat, am pornit reforma justiției, da, ne ciocnim cu repercursiunile acestei agresiuni a Federației Rusiei în Ucraina, acelui război nemilos, dar în pofida acestor dificultăți ne mișcăm pentru a consolida reziliența statului Republica Moldova. Și acest lucru nu este pe placul tuturor, mai cu seamă nu este pe placul celor care se simt, vorba populară, cu musca pe căciulă. Ați menționat despre PSRM și despre Igor Dodon. Am văzut reacția primarului față de anunțul SUA, el negând că ar fi conciliat de acest fost agent al FSB, domnul Gudilin.
același care se pare că a asistat și formațiunea politică din care se trage domnul Ceban, PSRM. În acest context, de ce nu apare în aceste documente și formațiunea PSRM, care știm bine că are legături strânse cu Federația Rusă? Nu știu dacă sunt în măsură să răspund de ce sau ce trebuia sau ce nu trebuia să apară în raport. Cel puțin este una dintre întrebările care apare în prima instanță. Probabil risc să presupun că acea filiere a lui Gudilin era mai degrabă cu Igor Dodon, candidatul Igor Dodon și nu neapărat partidul, nu știu ce să vă spun. Pe când în cazul partidului Șor sau a partidului Mișcarea Alternativa Națională sau cum se dorește ea, au existat acele dovezi, probabil în Statele Unite, pentru a enumera nume acestei entități. Dar am văzut și dovada video. Da? E ușor să negi, dar când lucrurile sunt la vedere, ori acel Gudilin și primarul actual al Capitalei apare în acele secvențe video. De altfel, cum și Igor Dodon, da, a încercat din răsputeri să zică că albul e negru și negru e alb, încercând să nege autenticitatea acelui video vestit cu acea sacoșă care i-o mâna Plahotniuc, dar cetățenii au ochi să vadă și urechi să audă și cap pe umeri ca să înțeleagă și nu pot fi manipulați atât de ușor cum încearcă unii să o facă. Este clar efectul pe care îl vor avea aceste sancțiuni asupra domnilor Plahotniuc și Șor pe teritorii aflate sub jurisdicția americană. Dar ce consecințe pot exista pentru persoanele vizate direct sau indirect de exemplu, partidul Șor, partidul primarului Ceban, care știm bine că, conform legislației Republicii Moldova, operează doar cu lei moldovenești și doar pe teritoriul Republicii Moldova. Cum vor acționa, cum vor fi aplicate aici sancțiunile? În primul rând, sancțiunile au impact nu doar pe teritoriul jurisdicțional al Statelor Unite, ci toate entitățile juridice, oriunde în lume s-ar afla, atât timp cât au afaceri, cât au relații comerciale, au relații juridice cu entități din Statele Unite, nu vor putea să presteze servicii sau să întrețină careva relații comerciale sau juridice cu acești oameni sau entități juridice sancționate, fie că e vorba de Partidul Șor sau alte entități. Cât privește Republica Moldova, toate entitățile juridice afiliate cu Ilan Șor, Bunăoară sau celelalte persoane fizice sancționate vor trebui să se confrunte cu rezultatul acestei sancțiuni. Ori, probabil, în scurt timp, entitățile de drept sau entitățile economice din Republica Moldova vor sista, presupun, relațiile comerciale sau relațiile juridice cu aceste entități și vor trebui găsite soluții așa încât nimeni din oamenii de bună credință, din cetățenii Republicii Moldova, să nu aibă de suferit de pe urma acestor decizii. Cu siguranță va exista un răspuns prompt al autorităților, așa încât impactul acestor sancțiuni să fie focusat doar pe cei care se fac vinoveți de anumite încălcări, așa cum este menționat în raport, sau, mă rog, lucrurile sunt știute, unii din ei au dosare în Republica Moldova, sunt și condamnați unii dintre ei, dar e important ca aceste sancțiuni să aibă impact și ele cu siguranță vor avea impact și va trebui să facem în așa fel încât acest impact să nu se răsfrângă negativ asupra altor cetățenii Republicii Moldova. Cât de mult ne ajută în raporturile noastre cu Federația Rusă aceste dezvăluiri americane? Riscăm să devenim o țintă predilectă pentru Federația Rusă? Am văzut și declarațiile care au fost făcute de domnul Vladimir Putin, niște declarații destul de tăioase. Am văzut și declarațiile Mariei Zaharova în ultima vreme. Nu știu dacă devenim o țintă. Cu mare regret am fost de foarte multe vreme, probabil de la independență, cu aceea am fost constant o țintă. Și vulnerabilitățile noastre multiple au fost exploatate mereu de către Kremlin, fie că e vorba de vulnerabilități economice, energetice, domeniul securității. Mereu au fost cumva la cheremul Kremlinului. Cu mare regret că au fost și pe locuri mai sunt entități politice
care se mândresc cu acest lucru și sunt gata să trădeze în mod repetat interesul național de dragul unor arginți. Dar cât privește această decizie, nu face decât să aducă în vileag lucruri pe care le intuiam. Unii chiar erau destul de siguri. Dar aceste dovezi nu fac decât să demonstreze că FSB, bună oară, nu poate oferi sprijin ilegal unor partide politice cu impunitate. Și acum, probabil, autoritățile vor trebui să se autosesizeze. Probabil, în unele cazuri, acest lucru deja s-a întâmplat și procesele, după cum spuneam, sunt în derulare. Dar, cumva, lipsa impunității sau aducerea în spațiu public a acestor secrete, între ghilimele, nu face decât să reducă, sperăm noi, în viitor, apetitul pentru a interveni în treburile interne și mai cu seamă în alegerile democratice a unui stat suveran, așa cum s-a întâmplat cu regret în cazul acestui Gudilin. Și de fapt a fost vorba de o întreagă echipă de consultanți ruși care au prestat acele servicii și probabil continuă să presteze aceste servicii unor entități politice din Republica Moldova, lucru de altfel nu doar ilegal, dar și rușinos, având în vedere situația geopolitică și de securitate, acea agresiune nemiloasă care se întâmplă în Ucraina, în plahotar cu Republica Moldova. Am înțeles cum stau lucrurile cu sancțiunile americane aplicate. Care vor fi acțiunile autorităților din Republica Moldova în contextul acestor declarații și acestor decizii? Autoritățile, dacă vorbim de sistemul de justiție, ca și polițian nu-mi șade bine să comentez sau să dau indicații, nu pot decât să-mi exprim o speranță că această decizie va servi drept un imbolt pentru a accelera procesele care se întâmplă în țara noastră. Pentru că asta este până la urmă și năzuința legitimă a tuturor cetățenilor din Republica Moldova. Cât privește autoritățile guvernamentale, instituțiile statului, fie că e vorba de guvern, parlament, președinție, va trebui să avem grijă, să luăm decizii așa încât repercusiunile acestor sancțiuni să fie cât mai bine focusate pe cei care sunt subiectul acestor sancțiuni și perturbarea unor activități economice, unor entități care, din păcate, încă le aparțin, să nu aibă de suferit sau să nu se răsfrângă negativ asupra altor cetățeni. Aceste decizii urmează să fie luate prompt și, cu siguranță, cei care se fac vinoveți și cei care sunt subiecții acestor sancțiuni vor răspunde, inclusiv prin intermediul impactului pe care aceste sancțiuni le vor avea și oriunde s-ar afla, fie că e vorba de Israel sau Cipru sau unde or fi, relațiile comerciale de azi înainte vor fi mult mai complicate decât le-a fost până acum. Dar speranța noastră și determinarea noastră este ca justiția până la urmă din Republica Moldova să-și facă treaba și cetățenii să aibă siguranța că fiecare este egal în fața justiției. Aș vrea să discutăm pe scurt și despre acel interviu care a apărut astăzi în presă. Un interviu acordat de domnul Vladimir Plahotniuc, pentru că și acolo au existat niște declarații destul de tăioase. Domnul Plahotniuc a anunțat că are de gând să revină în politica moldovenească, a reiterat și acel mesaj pentru guvernare. Cum v-am promis odată, nu vă las eu de capul vostru, a vorbit și despre asta. Cum comentați aceste declarații și cât de reală este revenirea domnului Plahotniuc în politica moldovenească? E destul de hazlie această intervenție a lui Plahotniuc. Ori, după 3 ani de tăcere, ieșirea lui din ascunziș nu face decât să valideze impactul dureros, usturător, așa cum spunea Natalia Gavrilița, a acestor sancțiuni. L-a făcut să iasă în spațiu public, dar nu cred că merită mare atenție. Este un personaj care trebuie tratat așa cum merită și cu siguranță nu merită atenție. Nu putem decât să reiterăm că este binevenit în Republica Moldova, un stat democratic, un stat de drept și eu, dacă aș putea, i-aș plăti și biletul de avion. Îl așteptăm cu drag.
Dar mai mult decât atât, nu cred că merită să comentăm. Și totuși, cât de real este să revină domnul Plahotniuc în politică? Eu cred că dacă avea devenit, nu aștepta 3 ani de zile. Risc să presupun că următoarea dată când vom auzi de la el va fi la un interval tot destul de îndelungat. Atunci când va apărea la fel o decizie care îl va face să iasă din ascunzișul său. De ce eu nu aș da prea mare importanță acestei intervenții. Nu face decât să încerce să se agațe de atenția publică, deși... Și i-a reușit acest lucru. I-a reușit, probabil presii a fost dor de acest personaj. E cert că nu face nici 2 bani această intervenție. Dacă dorește să revină, este binevenit. Cu siguranță există foarte multă lume în Republica Moldova care și l-ar dori să vină în Republica Moldova și să-l vadă acolo unde foarte mulți cetățeni consideră că este locul. Domnule Popșoi, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și pentru informațiile oferite și vă mai așteptăm aici în platou și cu alte subiecte. Cu mare drag!